Câte animale poate să crească o persoană singură la țară? Salutare tuturor! M-am gândit la un subiect foarte interesant și puțin mai complex. Fiind singura acasă pentru câteva zile, m-am gândit că ar fi interesant să povestim puțin despre câte animale poate să crească o persoană singură la țară. Pentru că sunt foarte multe persoane, chiar și printre urmăritorii noștri, care sunt persoane singure care trăiesc la țară sau sunt persoane singure și se gândesc să se mute la țară. Sunt la oraș acum și și-ar dori să locuiască la țară, dar li se pare prea complicat, prea complex, prea greu, prea... Viața la țară nu li se pare pentru o singură persoană și aveți foarte mare dreptate, pentru că în doi sau mai mulți lucrurile stau mult mai simplu, mult mai ușor. Pe lângă partea emoțională, că ai pe cine te baza, când ai o zi grea, când pierzi un animal care ți este foarte drag, ai cu cine să îți împărtășești această tristețe. Dar asta nu înseamnă că o persoană singură nu poate să crească animale la țară sau chiar și la oraș, dacă sunteți foarte excentrici. Dar eu cred că trebuie avut în vedere trei elemente, și anume carne, lapte, ouă. Aceștia sunt factorii pe care îi vom lua în seamă și pe baza acestora vom crește animale sau vom lua în considerare animalele care trebuie să le creștem pentru a avea aceste produse. Și primul dintre acestea va fi carnea. Cel mai ușor și la îndemână de crescut sunt puii, păsările de carne. Aici sunt câteva rase de pui pe care le găsim în România și pe care le putem crește chiar din prima zi, adică putem cumpăra pui de carne de o zi pe care să-i creștem. Iar acum ne gândim la numărul pe care îl poate gestiona o persoană singură. Pentru consum propriu, eu cred că 10 pui este foarte ușor de gestionat. Și mă gândeam la păsări, la carnea de pui, pentru că este mult mai ușor de gestionat când vine vorba de spațiu. Și nu numai de spațiu, ci și de mărime, pentru că e mult mai ușor să asiguri un spațiu pentru 10 găini sau pui de carne decât pentru un animal mare, cum ar fi porcul. Deși și un porc este foarte ușor de crescut, după părerea mea. Deci puiul sau porcul sunt ușor de crescut, dar avem problema spațiului, care este greu de asigurat. Pentru un porc trebuie să construiești ceva mult mai mare, mai stabil, mult mai bine izolat, termic. În schimb, pentru puii de carne, aceea de cele mai multe ori îi creștem doar vara, în perioada caldă. Așa-i, mămițu? La fiecare categorie pe care o vom discuta, vom avea problema spațiului. Și cred că problema asta poate fi rezolvată destul de ușor. Dar probabil că asta o vom discuta într-un alt video. Dar totuși vreau să menționez că dacă nu v-ați mutat deja la țară, dar v-ați dori să o faceți, să știți că în satele românești sunt foarte multe gospodării gata amenajate pentru creșterea animalelor. Da,
sunt vechi, dar sunt făcute oricum și acelea cu cap, gândite de oameni, gospodari, oameni care au crescut o viață întreagă animale. Poate că nu mai sunt în starea în care au fost inițial, dar am văzut și știu că sunt gospodării foarte frumoase. Trebuie doar să le căutăm și să le găsim. Laptele. Cum ne asigurăm laptele? Pentru o persoană singură, repet, este greu să gestioneze un animal mare și de aceea ne gândim la capre, pentru că sunt foarte ușor de crescut, atât timp cât avem un loc bine delimitat unde să le putem îngrădi. Ele fac mari pagube în rândul pomilor dacă nu suntem atenți sau dacă le-am scăpat din greșeală. Sunt foarte tentate să mănânce pomii și tot ce-i verde de altfel. Și vă spun asta din experiență pentru că am pățit-o de mai multe ori. Și după părerea mea, două capre cu lapte sunt suficient pentru a asigura nevoia unei persoane. Chiar și cu doi copii, două capre asigură nevoile de bază a acelei familii. Lapte proaspăt, din care putem face brânzeturi și alte produse necesare unei familii. Precis când ne gândim la capre, ne gândim și la ce le dăm de mâncare, cum le asigurăm mâncarea, cum le asigurăm sursa de hrană. Și pentru două capre, totul este simplificat, e mult mai ușor. 15-20 de arii pentru două capre este suficient, pentru că nu oricine se încumetă să cosească, să uște, să strângă, să facă căpiți sau să baloteze fânul sau otava. Foarte ușor putem să cumpărăm, găsim o grămadă de vânzători care vând iarbă uscată, fân, otavă, lucernă și alte tipuri de iarbă uscată, hrană pentru animale. De asemenea, pentru două capre este ușor de gestionat cerealele pe care câteodată le mai dăm la animale. Nu este esențial. Nu este neapărat să le dăm cereale, dar vom avea o producție mai mare de lapte și probabil că asta ne dorim cu toții. O producție de lapte mare să ne poată asigura hrana pentru întreaga familie, iar dacă este o persoană singură, cine știe, poate se gândește că mai vând la un vecin, mai vând la o cunoștință, mai îmi fac un bănuț. Dar eu de data asta vreau să vorbesc strict pentru consumul personal, pentru că când ne gândim deja la o afacere sau la a vinde produse, ne gândim la un număr mai mare de animale. Și pentru început, eu zic că putem începe cu un număr mic, vedem cum ne descurcăm, cum ne obișnuim, cum funcționează tot acest sistem și apoi, dacă forțele proprii sunt suficient de mari, de dezvoltate, putem să ne gândim chiar și la o afacere. Și al treilea element sunt ouăle, sursa de ouă. Cel mai ușor, cel mai lipsit de probleme și cel mai relaxat mod de a obține ouă sunt prin a le cumpăra. Dar noi nu vrem să le cumpărăm, vrem să creștem propriile animale. De aceea ne gândim la găini, pentru că sunt foarte ușor de crescut, atât timp cât, din nou, repet, avem un spațiu bine delimitat. Chiar dacă sunt mulți care își cresc păsările, găinile, rațe sau curcani, îi cresc în curte, liberi și e foarte bine. Dar din proprie experiență vă spun că găinile, din nu știu ce motiv, sunt foarte atrase de betonul de pe lângă casă. La noi, găinile, când au fost prin toată curtea, locul lor preferat era la noi pe terasă, unde vara stăteam liniștiți și mâncam de dimineață, acolo ne luam tot timpul masa, acolo stăm, ne relaxăm. Găinile erau mereu acolo. Și n-ar fi o problemă dacă găinile ar sta liniștite la noi pe terasă, dar acolo era locul lor preferat
să-și facă nevoile. Și asta ne-a determinat să le facem un spațiu îngrădit unde să crească ele liniștite și să nu ne deranjeze și pe noi. Am făcut o zonă foarte mare, un spațiu foarte mare unde se pot desfășura ele libere și de aceea spun că e bine să aibă un spațiu delimitat. Un spațiu delimitat pentru a nu ne deranja și ne a crea repulsie. Pentru că ele nu știu că aici e iarbă și aici trebuie să-și facă nevoile sau acolo e beton și acolo nu-i voie să-și facă nevoile. Ele zboară și zburdă peste tot. Desigur, dacă nu ne deranjează acest aspect, liniștiți, le puteți lăsa libere pentru că e foarte frumos și de poveste, într-adevăr. Numărul perfect pentru o persoană singură, pentru a-și asigura ouă, sunt între 5 și 10 găini. Acestea cu siguranță ne vor asigura sursa de ouă, dacă le dăm mâncarea potrivită. Găinile au nevoie de calciu în mod natural, cereale, spațiu unde să se desfășoare, lumină suficientă pentru a-și forma ciclu de ouare, ne poate asigura sursa de ouă pentru o persoană singură sau chiar până la 2 copii. Dacă avem găini foarte productive și tinere, asta trebuie menționat. Și cu acestea, dragilor, cred că am acoperit cam tot ceea ce vroiam să spun. Deci, carne, lapte, ouă, de la animale, câte și aproape cum le creștem cu succes pentru o persoană singură. Eu, într-adevăr, nu sunt în această situație decât parțial sau... Acum a fost această ocazie că am rămas singură cu animalele și deși m-am descurcat foarte bine, le-am asigurat tot, am avut niște factori în gând, faptul că noi le-am pregătit sursa de hrană din timp, din vară, fânul, otava, cerealele le-am pregătit împreună, le-am stocat împreună, deci totul a fost administrat, să zicem așa, din timp și împreună, pentru că singură, pentru atâtea animale, nu m-aș fi descurcat. Cu siguranță nu m-aș fi descurcat nici financiar și nici din punct de vedere a muncii depuse, a energiei. De aceea, n-am putut decât să mă gândesc, măi, cum s-ar descurca o persoană singură, de câte animale ar avea nevoie ca să se descurce, dacă are dragul acesta, bucuria aceasta de a crește animale pentru consum propriu. Și iată că 10 pui de carne, 2 căprițe cu lapte și 5-10 găini de ouă ne-ar ajunge să ne aprovizioneze cu tot ce avem nevoie. Așadar, nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți despre tot ce am vorbit aici, despre cum s-ar descurca o persoană singură la țară cu animale. Le-ar ajunge oare câte animale am spus eu sau credeți că chiar mai puține sau chiar mai multe ar fi necesar? Vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare, poate chiar într-un număr mai mare, împreună cu Daniel. Nu, o iau de la început. Nu, din la început. Discuta. Marș, marș, du-te. Mara, du-te, draga mea, du-te aici.